vreau să bem în seara asta. Vreau în cinstea regăsirii noastre să fim cum n-am fost niciodată. Eu rămân aici! Rămân în pustiu! Tupitule care ești! Bă, mâncați-o! Mă, tu o șantajez pe mama? Vrei să fii un mafiot respectat la tine în sat? Da! Unde te duci, măi, păpușel, măi? Mugurele! Orice război are victimile lui! Ne. Cum plecă tu afară? Trecește înăuntru, că e cald, e bine! Păi tu, tu urlă care ești, tu mii copilul să mi-l distrugi! Eu nu vreau să îmbătrânesc și să mor ca măicuțele în mănăstire. Și am, Leonarda, nu-i așa, am și o parte măcar o dată în viața mea la o iubire adevărată. O travă! Mi-ai dat o travă să beau? Doar am cumpărat niște... Mă menții de tot! O travă pentru șerici, e atâta tot. Hai, băiatul, mamă! Hai, hai, hai! Din episodul anterior. La început a fugit mireasa, nu singură, ci cu nașul. Apoi a dispărut Mirele, nu înainte de a-și dezvălui foarte serioasa intenție de a se călugări. Este adevărat. De ce? De azi? De ce? Mă de voi ce? Călugări. Bravo! Printre căutări febrile s-au strecurat niște acte compromițătoare, prilej exploatat de spaniolul și Ghiocel, cum altfel decât în stil mafiot. Duduie, bre, tanti, fă, doamnă, cum facem? Rămâneți cu noi, urmează un nou episod din Dragoste cu năbădăi. Unde-i bărbatul? Păi ce dai din numeri? Te uiți la mine că la un portofel gol, unde-i bărbatul? Doamne, odată îmi văd și eu băiatul după atâția ani și dispare de la propria-i nuntă. Mi-ați distrus copilul fraților și am aflat că i-ați adus stripteze înainte de nuntă. L-ați șocat, e derutat. Nu mai știe pe ce lume trăiește, Lucio. Copilul din cauza voastră a fugit. Copilul eu l-am crescut în ultimii ani de zile. Safira, copilul pe mine mă știe de mamă. Eu îl iubesc, eu am avut grijă de el. Copilul s-a supărat de toată situația care a fost. Tu nu trebuia să o aduci pe Safira și să complici situația și nunta și tot ce s-a întâmplat acum înainte de nuntă. De-aia a fugit copilul. Copilul e obișnuit cu mine. Ascultă-mă, Ionele, și cutra asta mică de Anda, fiica ta. Iar jignești, iau sandule. Ce să mă iei, mă, și tu pe țivanule care ești? Face. Ionele, ia atitudine, ce înseamnă asta? Păi ce să însemne? Mereu jignești fata. Păi ți-o jignesc că e impostoare. Cine știe, o fi Virginia ori n-o fi? Este sigur, o să vedeți. Ia dă-mi aici, eu dă că beau eu. Eu o să beau, las-o. Să-mi fac curaj și mă duc și caut copilul. Că sunteți niște lași. Unde te duci? Te-ai găsit tu, marea, deșteaptă. Da? Să taci, să taci. Gura, dacă tu te duci acum și, Doamne ferește, găsești copilul, ce-l pui? 10 flotări, 11 genoflexiuni, bacă niște borcoli, bacă niște pătrunjel, bacă niște salată. El, săracul, e stresat. Da. E flămân, e mai de mama lui. Are de date. Se clachează copilul. Da. Fapt pentru care eu știu cum se face. Eu sunt singurul abilitat care pot să fac chestia asta. Mergem, îl căutăm, îl luăm frumos prin învăluiri, da. Îl aducem frumos acasă. Așa. Vorbim frumos de legatul. Așa. Și se rezolvă problema. Tu nu faci nimic. Având în vedere și luând în considerație toate indiciile, ne mobilizăm, punem mâna. Lanterni, telefoane, torțe, ce mai putem? Gata. Mergem, hai. Căutăm băiatul. Hai. Ne-am înțeles? Da, cum ești bărbatul meu? Așa hai. Facem. Tu bărbatul tău. Hai, Sandu, hai, lasă, mai spun. Viața. Gata. Haide și noi. Păi e ginerele gata. Nostru, haide. E, mai contează? Nici mafioții satului nu au somn, că doar nici afacerile nu așteaptă. Unde vă duceți, mai bilogilor, care te-ți bilogi? Ghiocele? Da. Fii atent. Sunt. Ia uite aici bine ce spun eu. Ce zici? Tu, astăzi, ești menit să salvezi viitorul satului tău.
Dar cine să te mă super, bă, omul, pe aia, ascultă-mă bine. Ascultă. Vrei să fii un mafiot respectat la tine în sat? Da. Ok? Domnul Ionel, eu am o propunere. Hai să-i lăsăm pe spaniolul și pe Ghiocel să vadă Danda, să o supravegheze. Da. Și noi să mergem să-l căutăm, domnule, pe Bugurel. Așa e, domnul Monel are dreptate, doamnă. Corect. Fapt pentru care? Primar fără primăriță, nu? E... Perfect. Fapt pentru care? Vouă doi, ca doi mafioși respectabili ce sunteți, vă revine onoarea și sarcina de a supraveghea pacostea asta mică să nu dispară. Pacoste. Te dăm în altele. Auzi cum zice, da? Așa că voi supravegheați pacostea și noi plecăm. Hai! Hai! Grupul condus de Ionel se pune pe căutat din moment ce toate sarcinile au fost împărțite. Rămași singuri în gospodăria bărbuleștilor, spaniolul și Ghiocel profită de ocazie să scotocească după mâncare. Bă, până la urmă, ce ai făcut coaptele mele? Na, vezi că sunt deștept rău de tot. Ia uimește-mă tu pe mine. Băi, băi, spaniale, băi. Fii atent. Am gropat bine rău de tot, de nu mai eu știu. Nu mai eu știu cu mine. Iată-mi. Mergi undeva, da? O potecuță așa. Vreo 9-10 pași așa, da? Vreo 10 pași înapoi. La un moment dat eu un pomp, eu unul de-asta e mare așa. 10 înainte, 10 în dărâș și acolo sunt. Știu eu că am văzut eu ca pe cală. Am îngropat într-o scoarță de aia de copac, am băgat eu acolo de bine. Față. Tu, lei, vino mai coa, vino coa, vino coa, vino coa, vino! Cu actele, care bă, mă făceau bogat, tu le-ai îngropat, le mergem, veverițele, girafele, ipopot, Dani! Băi, spaniale, ne-au îngropat bine, bă, să moară mama, dacă nu mai eu știu, acum ales. Să moară mama, să moară mătușii mea, să moară unchiul, să moară doi vecini, să moară milit, ce mai nenorocit. Băi, spaniale, n-ai încredere în mine, mă, frate, mă! Toată discuția despre actele care ar fi trebuit să îi îmbogățească peste noapte i-a obosit teribil pe cei doi mafioți. Ocazie cu care au uitat de misiunea încredințată de Dochiana. Între timp, Anda și-a dat seama că spaniolul și Ghiocel sunt acolo pentru a o păzi. Fata prinde un moment să o șteargă de acasă în stilul ei caracteristic. Unde te duci, măi, păpușel, măi? Măi, fetiță, mă, unde te duci tu, mă? Ce credeai că e aici? E sat fără câini, fără... A? Ce, unde credeai tu că pleci? Așa plecai cu așa de nebună? Măi, fetiță, noi suntem... Plătiți, noi avem contracte pentru tine să te supraveghem. Tu chiar îți bagi joc de munca noastră? Ce te interesează, mă, pe tine, umflatule care ești, a? Ce te interesează? Eu sunt femeie măritată. Mă duceam și eu să mă plimb, mă duceam, poate mă duceam în luna de mere, a? De mere? În primul rând, te rog frumos să-ți revizuiești comportamentul față de mine, că eu nu sunt niciun umflat, da? Și în al doilea rând, te rog frumos să... Stai jos, cum plecai tu afară? Plecai în luată miere pe jos cu ursulețul ăsta urât? Dacă răciți! Cum plecai tu afară? Trece, stai înăuntru, că e cald, e bine! Pe ulițe, nestoreștii și bărbuleștii înfruntă bezna în speranța că vor da de urma proaspătului călugărit. Nimic nu scapă vigilenței celor două familii unite de un țel comun. Mugurel! Mugurel! Ionele, nu-i copilul ăsta, Ionele! Bucurele! Mă, nu știu, mă, Bucurele! Eu știu Bucurele! Mă, nu fii ăsta! Bucurele! Ia-l cel, mă! Uitați! Unde? Hai după el! Ăla! Unde, mă? Hai! Unde? Ce stai, mă, așa? Repede! Repede! Stai, mă! Repede! Stai, mă! Repede! L-a fi prins! Ia-l tu, Safiro! Ionele! Dați, mă, că l-am prins! El e, mă! Bucurele! Bine ai tu, Safiro! Stai, Bucurele, mă! Stai, mă, că omor omul! Stai, mă, că nu e! Stai, mă, Bucurele, mă! Stai, mă, că nu e! Cine ești, mă? Mă! Ce vrei să-i fac? Nu e el de-al d-a-l... Hai! Hai, mai merge mai acolo să-l căutăm! Atenție la mine! Aoleu, iar încerc! Iar încerc! Ia gata cu ăla! Mergem, continuăm căutarea la fiecare casă. Să prindi vreo unul, sau prindi vreo unul care are în casă,
are de a da dracu cu el, cu mine. Unu, secundo, care are ceva dispus să spui acum și ne socotim după aia. Hai! Hai să pornim la căutat. Hai, cuscule, hai să pornim. Ce mă bucuram că l-am găsit. Unde o fi masa? Copile! O fi căzut pe aici, mă? Bucurel! Unde ești, copilule? Nu știu. Aole! Mă, nu că ne sperii, mă, într-o zi în noaptea, mă, ne sperii! La unii e jale, la alții e sărbătoare. Și ce sărbătoare! Una din animatoarele de la București face o demonstrație care va rămâne în istoria satului. Hai norocul! Bună seara! Bă, ia spune-ți repede, mugurela mea nu a trecut pe aici? O, dar ce avem noi? Ce face fata? O, domnul Ionel, ce bine, îmi pare să vă văd. Cine e? Dar parcă-ți dăduse o grămadă de bani, inclusiv pe taxi să... Da, dar eu am găsit în fiecare zi câte ceva de făcut pe aici. Am muncit cu ziua, cum se spune. Aha. Și chiar mă gândeam să vin într-o zi la dumneavoastră să-l văd pe Mugurel. O, Doamne, ce bărbat! Am înțeles. E un bărbat adevărat, se lasă greu. Nu ca ăsta care pune mâna imediat. Mă, asta e fața China care mi-a șocat! Copilul, mă, mă, pațachino, mă, mi-ai denutat băiețelul, mă, mă, Lucio, tu l-ai crescut sănătos ca să-mi strice asta, mă, lasă-mă, dragă, să-mi strice Airo, mă, ce? Suntem și asta, mă, hai, lasă-mă în pace. Și te lasă în pace, Airo? Sau extraordinar. Păi, cu-ți o fârlă care ești, tu mi-ai copilul să mi-l distrugi, fârlă, dragă. Bă, ce-i, mă? Gata, mă, le-a lăsat-o în pace. Ia, uită-mă la el, mă. Opa, mi-a venit o idee. Auzi, fata, facem un felul următor. Calmați-vă. Îmbarcarea, îmbrăcarea și mers să-l căutăm pe Mugurel. Așa, da. Da? Da? Plătesc dublu. Nu e asta o problemă. Hai. 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 Ia vedeți cum plecați. Că trebuie să mai fac o răsplată cu omul. Ia, la mulți ani trebuie să-l familia. Hai. Hai să mergem, hai să mergem. Și vină cu mine cât te bat astea. Vină cu mine cât te bat astea. La ceas de noapte, Leonarda dă în parot, pentru ca viitorul să nu o ia prin surprindere. În ceea ce privește realitatea imediată, are cine să o informeze și să-i facă sugestii pline de înțelepciune. Leonardo, când recuperezi terenul ăla de după gard? Dacă afla că există documente că e terenul nostru, de ce nu freci ridichea la hoții aia de Bărbulești? Aolo, bre, da mai disperat, bre, da faci viața amară. Bre, ți-am explicat, pământul ăla nu dovedește actele că este al nostru. Și nu dovedește nici că e al lor. De s-ar putea să nu fie nici al nostru, nici al lor, bre. Aia, înseamnă că e și mai bine. O să dărâmăm toate gardurile. Să pot să văd și eu până în capătul străzii la Nea Petruț, să o prind pe nevastă sa când se vede cu bădărăul ăla de oancea. Numai eu știu din tot satul că ăștia doi se văd pe la spatele lui fraierul de Petruț. Aolo, dar mai disperat, ești mai rău ca fumeile, bre, bunicule. Toate alea să le știi, mă, tale. Leonardo! Leonardo! Ia uite, mă, ce faceți, mă, aici, regăbilor? Avem o problemă cu maimuța asta. Ia uite, ce faci, mă, ce faci pe aici? Ziceați, mă, care... Băi, stați-mi! Trebuie să schimbăm locul puțin, aerul, apa, fraierul. Rămânca a început să se intre în depresie. Letra, Miuna, făcea căoaia ca berbecul și am zis să o aducem la începea tine. Începea să dea cu lama, să-și taie venele, să facă ură, bre. Bre, ascultă-mă, că eu nu sunt prost. Eu sunt ăsta, mă vezi mata așa, de-o deștept, cel mai deștept de tot satul, să mă uit și eu la documentare de-astea. Mai mă uit așa cu mafioți, mai mă uit la dăștia. Ia ascultă, bre, cum dăștia cu pușcăria și ca să dă ceva dacă se întâmplă, ca să știu, vezi, că-ți dăștept, ca să ceva, ca să știu să evadez, să nu sunt prost, bre. Zi, mă, spanioane! Zău! Leonardo, spune-le la idioții ăștia să mă lase în pace. Ce pușcărie e, ce evadare, mă, boule care ești! Leonardo, de spune-le să mă lase în pace, că nu se poate așa ceva. Stau pe capul meu și mă urmăresc. Noaptea dorm lângă mine, deci nu pot nici măcar să mă duc de pe o parte pe alta, că imediat vin lângă mine să vadă dacă am ascuns ceva sub plapumă. Deci tratament ca ăsta, n-au...
tratament ca ăsta n-au nici oamenii din pușcărie. Nu m-au lăsat să mă duc nici la baie. De ce nu m-a pus la pe mine? Mă rog, fata, ai să nu te-ai stat la mine aici și așa. E să umflă veci ca la femeie și nu o lăsați, mă! Dimineața îi găsește pe Bărbulești și Nestorești în pădure, tot încercând să dea de urma fugarului. Oricât de dornic de liniște ar fi, Mugurel ar trebui să aprecieze efortul rudelor de a-l găsi. Aoleu, Doamne! Mugurele! Mugurele! Unde ești, bă, tată, bă? Unde o fi cu scrule? Unde-i bisectoarea, mediana și mediatoarea? Drace, unde ești? Mugurele! Dar călugăria, al dracu! Doamne! Și voi și vă chedicați așa, mi-a zis, de parcă știți în paie. Du-te, hai! Mă, de las! Bă, Mugurele, unde ești, bă, Mugurele? Aoleu! Mugurele, unde ești, mânșitip? Doamne, ce figură ne-a făcut! Mersi, mă. Hai, mai repede, parcă știți niște babi. Păi ajută-o, mă, și tu, că uite, e... La oaste am spus! La oaste nu te-ai de ajutor! Aoleu! Dracu și ăsta! Ce s-a întâmplat? Îi rup ce-o magie, mi se tăte alea. Nu mai pot, cuscrule, nu mai pot! Păi, Mugurele! Stop! Aoleu! Vă rog frumos! Ia. Companie, pauză de masă. Hai așa. Hai așa. Hai. Ia așa. Ia, doamne. Aolo. Da. Așa. Nu se mai poate. Doamne. Nici la drumeție nu ți se face atât de foame ca atunci când cauți un tânăr decepționat în dragoste. Ionel își calcă pe inimă și e de acord cu un mic popas. Ia, gata. Atenție la mine când am venit la p***, da? Viitorul satului e în mâinile voastre. Trebuie să-l căutăm. După toate informațiile pe care le am eu, adunate, strânse și prelucrate de capul acestei expediții, recte eu, așa, viitorul primar, omul mai important din satul ăsta, adică Mugurel Nistorescu, cel mai iubit fiu al satului, se află în această pădure. Da. Fapt pentru care, atenție la mine, mergem și îl căutăm. Ne-am înțeles? Hai! S-a înțeles. Toată lumea alinierea. Domnul Ionel. Da. Suntem alături de dumneata, dar eu zic că trebuie să rămână cineva și pe aici la intrarea în pădure. Că dacă vine Mugurel și-o fi înghețat băiatul, să-i dau un întăritor. Eu și cu Duduia Rea, care e încălțată necorespunzător, o să rămânem aici. Nu rămâne nimeni pe loc. Băi, Sandule. Ne-am înțeles? Ce faci, mă? Lasă-mă pisipa în campace, mă. Ea nu i-am făcut nimic. Avem treaba să găsim pe Mugurel, da, mă. Da, trebuie să stea cineva și cu ea. Fără Mugurel, noi suntem mulți. Ui, ce-am discutat cu tine? Noi am mai vorbit. Da. Păi, alinierea, hai. Ne respirăm frumos și îl căutăm. Hai. La semnalul meu, toată lumea pornește. Hai, lasă dracu sticlele. Dăm sticla. Păi da. Ne-am înțeles? Strângeți mizeria. Haide. Fiți civilizați. Așa este. La ordinul meu, toată lumea pornește. Hai, mămicule, hai. Înainte, marș. Haide. Las-o. Că asta e tânără, are Mugurele. Hai. Haide. Unde ești, bă, tată, bă? Mugurele! 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 Lui Mugurel, instinctul îi spune că momentele lui de liniște sunt pe cale să ia sfârșit. Dar intrușii vor avea de înfruntat o adevărată luptă de gherilă pe teren inamic. Mugurele, mă, Mugurele, mă, unde ești, mă, copile? Mugurele! După Mugurele! Iată, mă, sperii, mă, copile, mă, mă! Mugurele! Doamne, ce e asta, mă? Unde ești, bă, băiatule? Ce să fie, mă, pustietate? Mă, dar pustietate! Vrește ceva! Aolo! Tu n-ai văzut că mă lovește ceva? Mugurele! Doamne! Unde ești, bă? Aolo! Mi-e și frig! Nu mai grați! Cine e acolo? Nu mai grați! Nu mai grați! Ce faceți? Ia uite, mă! Aoleu! Aoleu! Mugurele! A căzut, s-a
Ia sardule, ce ai mă? Lasă-l la mine, lasă-l cu scuiele la mine. Sărănit! Lasă-l că nu mai eu știu. Sunt lovit! Sărănit, mă doare! Doceanu! Aici sunt, mă! Dacă am să mor, te iert că m-ai înșelat în tinerețe. Aole. Hai că știe tot satul. Hai mă, sardule. Și tu să mă ierți pe mine că am băut tot vinul din spatele butoiului cu varză murată. Așa stați seara în gâstă steie. Eu, băulu, eu la ăla mă gândeam când o fi Anda și ea să facă un copilaș, un nepoțel pentru noi la botez. Să faci altul până atunci. Hai, dracule, că te iert acum ce să fac. Că o muri pe aici, pe împătura asta. Deci, Neasandule, orice război are victimile lui. Neasandule, ești un erou. Da. Voi ține minte chestia asta. Oh, Doamne ajută, Costi. Voi ține minte. Mugurele! Unde ești, bă, băiatule? Unde o fi? Mugurele! Unde o fi? Mugurele! Băiatul meu! Ia fii atent la tati, mă. Am o surpriză pentru tine. Una mare. Am fata aia care ți-o plăcut ție zilele trecute. De ea, vino la mine. Vino aici. Fata care ți-o plăcut ție, e la tati Bugurele, ai înțeles? Arată-i și tu ceva frumos la băiat. Vine aici, ispitărea! Tu ești trimis la lui Satan! Drept, cine mă iei? Eu sunt pe tarif. Domnul Ionel, nu mă interesează, vreau plată suplimentară pentru, și chiar și spor, de frig și de pericol, că ăsta e un sălbatic. Nu te apropia de mine, nu vreau să au nimic! Plătim, plătim, tu fă-ți treaba, plătim. Mugurele, unde ești, mă, tată, mă? Vino, mă, coamă, unde ești? Lăsați-mă în pace! Lăsați-mă! Luați-vă victimile și întorceți-mă acasă, că altfel o să vă pară foarte rău! Aola. Eu nu voi fi răspunzător pentru ceea ce se va întâmpla în continuare dacă m-am forțați! Calmează-te, mă, micule! Mugurele! Dai drumul acasă! Așa se comportă un viitor primar! Taționel, da! Tante Lucia! Te pup! Să știi că am făcut zilnic câte 50 de flotări și am mâncat cum ai învățat tu! Crengi, rădăcini de copac și toate astea, gândaci, râme, râme! Am mâncat natural, cum ai spus tu, bio, direct din natură de aici! Dragul, dragul meu, dragul mami, sunt eu, mami al tău și am venit aici să te caut! Doamne Dumnezeule, puiule, ține-o acasă, mamă, la căldurică, nu mama! Hai, mă, mamă, că mami al tău te iubește! Măi, mamă, măi, tată, voi nu înțelegeți o chestie! Eu sunt călugăr, deci călugărul nu are casă! Probabil dacă venea Anda, era altceva, mă întorceam cu siguranță, dar Anda... Hai, dar nu mă vrea! Hai, Luce, mei! Unde e băiatul ăsta? Repet! Deci, nu mai faceți niciun pas! Păstrați distanța de 50 de metri! Găști tu garate! Păi, care v-a să zică? Care-ți ale dracu, ți-o trebuie garate! Dar nebunul al dracu! Unde ți-o fi dobitocul? Dar mai tăceți, dracu! Calate v-o trebuit! Plecați! Măi, vă nu înțelegeți în lumii nicăieri! Eu rămân aici! Rămân în pustiu! Dacă Mugurel a devenit peste noapte expert în supraviețuirea în sălbăticie, Anda se poate declara expertă în evadări. În consecință, spaniolul și Ghiocel au apelat la Leonarda să-i ajute în misiunea lor de supraveghere. Dar să nu-ți corbești. Opa! Bună seara! Bună seara! Trăiți, da. Bună seara! Ce faceți, maci? Da, e bine că ați păzit-o pe asta și n-ați scăpat-o de noi, că vă mâncam! Adică tu i-ai pus pe ăștia doi să mă păzească? Din cauza ta eu nu pot să dorm noaptea? Stai acolo, zbătire! Că stau ei
stau ei cu ochii pe mine? Ce vrei tu de la viața mea? Explică-mi! O ia să te fac femeie de casă, femeie respectabilă, dar tu te duci după vagabondul ăla! Vagabond! Păi, așa e? Vagabond! E rușine să recunosc, da? Și ce vrei să fac? Să mă călugăresc și eu ca nebunul ăla de mugurel? Știi ceva? Bine, eu nu vreau să îmbătrânesc și să mor ca măicuțele în mănăstire. Și am, Leonarda, nu-i așa? Am și o parte măcar o dată în viața mea la o iubire adevărată. Așa e, fată, Ocheanu, are dreptate, fată, are și ea dreptul la iubire, bun, la dragoste. Ce ai, fată? Auzi, și una peste alta, eu nu vreau să mai pleci de aici, aici să înțepenești, că nu știu ce-ți fac. Aolo! De ce să înțepenesc eu aici? Uite așa, că de-aia ai pus să-i păștea. Mie tanti Leonarda mi-a dat în cărți și mi-a zis că o să-mi găsesc un bărbat adevărat. Așa. Dar o să-l găsesc eu când tu mă simt închis aici, că nu-l găsesc nicio, nici nu mă găsește pe mine. Asta e. Adică eu cu tactul ne rupem picioarele în pădure? Din cauza nebunul ăla care a pus peste tot, uite, ia uite, și-a rupt piciorul, gata! Stau, te-a zis! Trece aici! Stai, dracu, jos! Bună seara la voi toți! Ia! Bună seara, măi! Bună seara! Pentru mine nu e bună, sigur! Cui a fost dor de mine? Mie cel mai mult! La toată lumea! Nemernicule, mi-ai distrus familia! Mi-ai distrus copilul ăsta! Asta nu știe de capul ei! Ești un golan, ești un curbar, de ce să-i mă tu? Uite așa, am venit că am vrut, în primul rând, că dacă nu vroiam, nu veneam. Așa. În al doilea rând, eu am intrat pe ușă cu un gând de pace, așa, cu un porumbel alb în sufletul meu, așa. Și am venit să repar tot ce s-a stricat, tot ce, dacă aveți ceva de repar. Deci, mai presus de toate, m-am gândit, am avut un vis de noapte, mi-am dat seama, eu sunt singurul bărbat adevărat pentru fata lui Matale. Și vreau binecuvântare la biserică. Ești omul surat, cum să faci tu așa ceva, mă? Ce binecuvântare vrei tu, mă? Eu nu-ți dau binecuvântarea mea în vecii vecilor. Nici peste cadavrul meu, mă! Nici eu! Ce te-aș sucru mai eu pe tine? Vine un pic cu mine la vorbitor, mă sucru-mi afară să spun două vorbe. Nu mai poate bărbatul meu, dar l-aș pune și pe el. Lasă, la ce? Hai noi doi. Hai, uite bine, mă, dacă zici tu, să văd, treabă, că sunt curioasă. Nu da ceva. Ha? După mata. Da, poate aveți treabă. Avem. Vino, vino, coace, ce dracu. Ne vede dracu, ne vede. Cine ne vede? Ce vrei, mă, ce vrei? Stai cu minte, mă, ce atât uri halul ăsta. Te mai iubi să mă iei de gât aici. Mi-ai distrus viața, mă, mi-ai distrus fata, mi-ai distrus familia, mă. Tu ai femeie, doamne, iartă-mă cu minte. Băi, dar tu chiar nu poți să-mi niște copii. Mi-ai distrus omoara, mă, m-am făcut de căcat din cauza ta. Dacă mai urli, plec. Unde dracu pleci, mă? Unde te duci? La Balamuc mă duc. La Balamuc? Ai spune eu că... Zi ce vrei de la mine. Băi, tanti doi mele, stai cu minte că avem treabă, spun eu. O să zici după aia că de ce nu am stat să discutăm. Aolo, nu mai pot de cap. Treaba e grea. Ascultă-mă ce spun eu. Ideea e felul următor. Ce dracu e grea, mă? Cât e de grea? M-a ajutat bunul Dumnezeu, mi-a dat așa. S-a da. Ce am pe... Ce și fata? Las-o pe fata, că acum că mi-o dai înapoi, spune aici, să vezi. Da, da, da. Ce? Ia-uzi! Am pe mână documente grele. Ce documente, mă? Ce documente? Documentele cu casa, ce zici de ele? Bă, dar alea erau la spaniolul, mă, frate, mă! Unde dracu a ajuns, mă, posesia ta? A fost la spaniolul. L-am făcut în sânge și le-am luat, ia. Sunt la mine, e bine așa? Bă, la nenorocit ești, mă? Îți fac o propune. Ia zic, curule, ce propune, că parcă simt așa ce propune nenorocite faci tu. E beleaua că nu pot să mai mă duc acasă. Nu mă lasă nevastă, nu mă primești. Și atunci... Acasă cu tine, acasă! Ai nenorocit și femeia! Eu plec. Ai nenorocit-o, mă! Eu plec. Du-te în prag ușii să dormi acolo, lea, că dacă aș fi fost eu în locul ei, acum te-aș fi făcut. Plângi? O să plângi? Nu mai plâng, mă! Bine. Zi, mă! Mă lasă să stau la mata câteva zile și să am niște... Stai, nu mă faci de râs, mă! Mă bate Sandu! Nu m-a bătut toată viețișoara lui și acum mă bate Sandu! Stai, ce să spun? Nu stau nici pe capul tău, nici pe capul lui Sandu, da? Amor! Facem să fie bine... Nemernicule ce ești! Toată lumea să fie împăcată, dorm în cameră cu Anda! Cum? Uite ce! Bă, tu ești nenorocit, rău, de tot! Mă dă Sandu afară din casă, mă, rămân pe stradă! Păi nu, dacă nu te dă Sandu afară din casă, vă dau eu afară din casă dacă am actele până la urmă, da? Băi, nenorocit ai fost toată viața, dar n-aș fi crezut, mă, să fii în hală. Uite, n-ai crezut, afli acu! Ei, Doamne! Aolea! Da! Am revenit cu forțe proaspete. Ce s-a întâmplat? Unii din noi. Da. Și de preștiu, ce? Da. Ce dracu să mai zic, mă? Deși ziua mea este că Tavi o să rămână în seara asta aici. Ai multe zi. Păi zi, bă! Stai! Stai, mă, ești pe jos! Mulțumesc! Poate comod, Doamne! S-a rezolvat!
Epuizat fizic și răvășit sufletește, Ionel s-a întors acasă. Cele două femei din viața lui se întrec în a-l bine dispune pe cel atât de încercat de soartă. Dragul meu, nu vrei să-ți fac o supă de găină să-ți mai treacă febra? Ce supă de găină, Safiro? O supă de linte, iubire. Oh, nu mai vreau nimic. O să mor. O să mor. Nu. Cu inima făcută zdrențele și... Da, și mă, Ionele, nu mai vorbi prostii. Safiro? Da. Tu știi unde-i mormântul meu? Știu. Pentru mămuca și tătuca. Se trăiește, rog frumos, în fiecare săptămână, pe acolo, să pui margarite proaspete, să fie drag la lume când treci pe acolo. Da, ce Ionele! Acolo odihnește robul Ionel Nistorescu. Hai să-ți fac o salată de verzături. Niște morcovei! Niște mango ce am eu pe acolo prin frigider. Poate-ți mai revii, mă. Lasă-mă cu verzăturile. Lasă-mă. De ce, mă, Ionele, mă? Mă, Ionele, ca să vezi tu cât de mult te iubesc pe tine și cât de mult îmi pasă mie de tine. Mă duc acum la frigider și iau salamul ăla, bucata aia de salam unguresc și mă dau pe carne. Pentru tine, Ionele. Faci tu asta pentru mine? Fac, dragostea mea. Dar să nu mă pui să mănânc pâine din aia cu euri, ca aia nu mănânc. Nu te pun, chiar faci tu așa ceva pentru mine? Iubirea mea, bibilicul meu, bibicul meu. Și încă mai fac ceva. Safiro, ia du-te și tu să faci supa aia de găină și vino așa într-un 15-20 de minute. Bine, mama, cum zici tu, mama? Hai, hai, du-te. Ionele, bibicule. A uitat de supărare și se pregătește probabil să treacă la nivelul următor, care cere ceva mai multă intimitate. Dar la țară, noțiunea de intimitate încă nu a fost complet implementată. Babă, să moară, babă! Băi, nesimțiților! Ce faceți, mă? Dați buzna în casa omului așa? Băi, ești hipnotizat, ce ai? Cum dați buzna în casa omului? Confidea mea. Bă, schițofeni, cum dai buzna în casa omului? Bine, am sunat! Am sunat! Am sunat! Am sunat! Am sunat să mă familia mea, dar n-am sunat! Dar n-am spus nimeni! Am zis să intrăm și am zis să nu facem spume! Dar am intrat, că nu răspunde nimeni! Cum puși durata vizitei? Noi am venit să facem niște... Am venit cu o combinație la dumneavoastră, la un monel, da. Cum zice spaniolul, un negociu, dar ne-am găsit niște acte. Da. Care... La primărie. Eu le-am găsit. Eu le-am găsit. Am găsit niște acte, precum că rezultă din acele acte că casa Bărbăleșilor nu e casa lor. Cum așa? Pe... nu e casa... adică e casa lor, dar nu e casa lor. Înțelegi? Nu prea înțeleg. Hai că m-ați făcut curios. Ia, dă-i drumul, mă, deși tu. Da, ia, păsta, mare, mâne, că... Stai! Dă-i drumul de aici. Păi, sună ele, că nu ne deranjează așa tare. Să zici că poți să... Dă-i drumul de aici. Hai, să trecem la afaceri. Noi, de fapt, noi căutăm un parteneriat de afaceri. Așa. Și am venit să facem afaceri. Dați-mi să vă și actele. Actele? Actele. 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 Păi, cred că i-am uitat în blugieră. Să moară, mă, dacă... Așa cum e și logic, Ionel vrea dovezi. Vorba aia, ce-i mână nu-i minciună. Lucia! Lucia! Tu vină înapoi 10 minute. Lucia! La revedere! Da, Ionele! Continuăm de unde am început. Da, 10 minute, ia loc.
Ghiocel a învățat din filmele documentare pe care le urmărește la televizor cum se îngroapă comorile. În scurt timp va mai învăța ceva, că poate ar fi fost mai bine să țină actele în vreun buzunar, nu prin grădinile oamenilor. Păi, spaniale! Ce treacu am pus, bă, că nu mai știu, eram bea? Păi, spaniale, să moară mama! Dacă nu aici am pus, unii partea 10 pași, înainte 10 înapoi, domnule, că sunteți, bă, frate, bă! Te mai număr o dată, pașii! Te-am numărat! Bă, încă o dată! S-o fie evaporate documentele astea, că nu mai le găsesc! Aici nu e, aici nu e, acolo nu e! Te omor, te strâng de gât, te bag până te internezi! Să știi că Anabela, pe care o știi tu, e moartă și îngropată. Nu mai există. Acum sunt o nouă Anabela. Una plină de speranțe și de vise pe care le vom trăi împreună, normal, dacă vrei. Dă-mi actele că te bade, te interesezi! Le iau de acolo ce vine, de că eu sunt pe jos acolo. Extraterestri? Băi, stai puțin, băi, te rog eu frumos, numai dacă mă zbu... Și așa sunt bulversat. Tu vrei să te duci după ea? Nu mă... Nu. Tu vrei să te culci cu mine și acum a venit nebuna asta și dai bir cu fugiții, mă? Deci, aveți documentele? Da. Vreau să le văd. Ia să vedem. Că nu e... Mamă, actele! Actele care ne trimitea în Tokyo, în Japonia, în Filipine! Cămăși, manicură, pedicură, mașini, femei, prințuri, Japonia, te omor, te strâng de gât! Păi, spaniale, stai, mă, lasă-mă pisele! Băi, le găsesc, stai așa, să mai iau bine aminte! 10 pași înainte, 10 înapoi, era pomul ăsta, era mai mare, da. Evident, celor doi mafioți nici prin cap nu le trece că Tavi a asistat la ascunderea documentelor. Acestea parcă au intrat în pământ, doar că nu la propriu. Băi, oprește-te! Având în vedere că tu creier n-ai, măcar mușchi. Te-ai dracu și scoavește-i pe ăștia în casă, în ala, cu ciorbă, în piftie, în sarmale! Dar mă, spaniale, să mai căut, poate le găsi! Nimic, te pana mea! Tavi pare a fi cel mai câștigat din toată afacerea. În sfârșit, poate să stea în preajma iubitei lui și să spere că va primi o dovadă mai palpabilă a dragostei acesteia. În schimb, ca membru cu drepturi aproape de pline al familiei, e pus la activități pe care până acum le-a evitat. Nu mai vrea să îmi faci și mie un masaj. Sunt terminat. Nu mai pot, efectiv. Ești taicătul ăla, m-a disperat, frate. Lasă ursul pe mie masaj, nu la urs. Că nu eu, nu el muncește, eu muncesc în grădină. Taicătul ăla știe ce înseamnă munca grea doar prin mâinile mele. Nu știu, practic, de ce am venit aici. A fost cea mai mare capcană în care am putut să cad. Mă munciți aici ca pe un sclav și eu cu ce mă aleg? Cu nimic, totul e haos aici la voi. Și băi, măcar dacă ai fi și tu, nu știu, soțioara aia mea, iubita aia pe care aș vrea eu să o am. Dar tu ce ești? Un frigider, nu pot să bag și eu un lemn în sobă. Nimic. Aoleu, dar tu cine ești, ce cauți aici? Mami, tati, ajutor! Taci, mă, e... Anabela, mă, tu ești? Sunt noua Anabela, mai precis. Aoleu, mă, și că da, ce m-ai speriat! Ce-i cu tine în halul ăsta? Ți-a dat cineva un pumn în ochi de porțiochelar pe frigul ăsta? Tacean, dacă n-ai cum să înțelegi tu prin ce schimbări poate să treacă o femeie adevărată pentru... Da, mă, ce? Ce, dar... Pentru viața ei și familia ei. Octavian, m-am decis să te recâștig. Să știi că Anabela, pe care o știi tu, e moartă și îngropată. Nu mai există. Acum sunt o nouă Anabela.
una plină de speranțe și de vise pe care le vom trăi împreună, normal, dacă vrei. Da. Așa, ce schimbări s-au produs? Că... Ei, am fost la București și mi-am făcut niște schimbări de loc. Ce nu-ți place? Nu că nu-mi place, îmi place, dar nu te mă sperii așa. Am fost și am învățat și Kama Sutra și masaj tailandez. Vorbește japoneză. Voi fi o soție model, Octavia. Da? Îți garantez, totul depinde de tine, dacă... Model de la așa, ca de aia la modă, așa de... Rămâne de văzut. Eu plec acum. Te aștept acasă. Bine, da, da, te pomeni acum că vrei să-l recâștii sau cum, mă? Sau vrei să-l duci acasă, să-l faci feliuțe, 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 să-l bagi în congelator, să-l găsească poliția peste o lună, ca așa el am văzut eu în filme. Of, Anda, n-ai de unde să știi tu lucrurile astea, încă mai trebuie să crești. E femeie, adică... Octavian, te aștept acasă, dragoste, da? Haide, vedem. Auzi? Davi, auzi? Da. Mi se pare mie sau ești foarte impresionat. A, nu. Nu, e, deci nu în sensul care te gândești tu. Eu pur și simplu mă gândesc așa din punct de vedere medical. Medical, cred că e o problemă. Ea, săraca, cred că a nebunit cu creierii capului și s-ar putea să aibă nevoie de doctor. Nu eu, dar găsesc eu un doctor și mă duc la ea. Să nu stea singurică, să alea poate face, Doamne ferește. Te-ai uitat la că are așa aia, deci ca și cum da. Își pune ștreangul de gât. Sau mai rău, o fi răpit-o extraterestri. Extraterestri, mă? Extraterestri? Bă, stai puțin, bă, te rog eu frumos, numai dacă mă și așa sunt bulversat. Tu vrei să te duci după ea? Nu, mă, nu. Tu vrei să te culci cu mine și acum a venit nebuna asta și dai bir cu fugiții-mă? Băi, zi-mă! Da, poate vrea să ia pastile, am un sertar plin de somnifere acasă. Tu nu-ți dai seama ce se poate întâmpla, că m-am uitat la ea așa și nu că vreau, nu vreau nimic de la ea. Nu, pe dar... sexual care ești, mă! Încolțit, Tavi scoate asul din mânecă. În definitiv, rolul lui ar trebui să fie cu totul altul. Am intrat în posesia la niște documente care atestă că maică-ta a falsificat niște timp. Sunteți praf, toți, stai, gata, terminat. Și tu și maică-ta, stai că tu sunteți praf. În belea, la revedere, toți, pa! Asta e, gata, ți-am zis-o acum. Ha? Și? Ai rămas paf? Gata, nu mai zici nimic? Cum să rămân mai eu paf? Tupitule care ești? Băi, mâncați-o! Mă, tu o șantajezi pe mama? Băi, dar nu... De ce o șantajezi tu pe mama mea? Da, nu, dar nu iau... În momentele astea? Noi, da... Vorbește! Să fac ceva cu documentele, gata, o rezolv. Stai liniștit, da? Le dai foc. Le dai foc! Mi-e frică așa cu focul eu, dar... Nu, foc le dai. Prevăzător, Tavi înlocuiește documentele cu niște simple hârtii. Nu se știe niciodată când va avea nevoie de actele compromițătoare. Gata, puf. Da, foc. Hai să te văd, hai. Ia, ulei, mi-a ghețat mâine, lasă-mă pis să găsesc bricheta asta. Mă, Tavi, ești incredibil, ține bricheta aia prinsă. Vrei să-mi sară piatra în ochi? Pune jos acum. Nu pun jos, că poate ia foc casa, nu știu. Mă gândesc așa. Pune jos! Dar de ce să pun jos? Că vrei tu? Așa, așa, să ardă tot. Arde, arde, tot. Le ard pămații să le ardă. Mi-ai mâncat viața cu documentele astea. Să nu cumva să pățești tu ceva. Să nu mai rămână nimic din ele. Ce să nu mai ia, că uite, pleacă, le iau și... Ce e aici? Da, bună, noroc, băieți. Salut! Ce mai zic? Ce să... Bine, sănătos. Vezi, bă... Ce să văd dacă...
având în vedere că prezentările au fost făcute într-un mod foarte elegant și diplomat. Adică de nume, așa? Da, da, da. Am vrea să știm și noi unde sunt actele, documentele. Știm că tu le-ai luat, nu avea altcineva. Păi, de ce, bă, vreau să te întreb și eu ceva, băi, Natavi, băi. Dacă documentele alea sau ce ori fi ele, nu ți aparțin, mama ta nu te-a învățat, că ce nu ți aparține, cum îi dai? Ai dat tu foc așa la ele, șef? Cum te-ai gândit? Păi, am da, dat foc. Corect, ai dreptate. Deci, da, da, corect, da, dar, da. Dar, dar există un dar! Dă-mi actele că te bază, te interes! Le iau de acolo, civile, de că eu sunt pe jos acolo. Dar de ce... Bravo, mă, mă, tăcele, bă, și n-ai nici capul mare, bă! Păi, bravo! După toate aparențele, Ionel duce o viață de pașă. Are în jurul lui două femei gata să facă orice pentru a-i fi pe plac. Reversul medaliei este că acestea nu sunt foarte încântate de concurență. Ionele, dacă nu erai bolnăvior, eu nu acceptam așa ceva. Și ție îți place așa ceva? Tu nu vezi cât e de voinică? E prea dezvoltată, e de-a dreptul grasă. Lucio, ești grasă! Ce fă, eu-s grasă? Da. Mi-l îndop și pe ăsta ca pe un curcan? Ia uită-mă la ea, mă, nesiațită! Dar nu vă sfiiți, continuați, că cine are trei de da, cicalaca, cichicea! Nu vă găbonzilor care sunteți voi, Ionele! Bebeți, ia spuneți, aveți documentele? Safiro, în primă instanță, du-te și aduce ceva de băut la oameni. Hai, că vin de pe drum. Mă duc, mă! Hai? Mă duc, mă! Acum! Bine, mă, mă duc, mă! Acum am vorbit! Bine, mă, mă duc! Și tu îmbracă-te și du-te și tu la treaba ta, hai! Dar lăsați că nu e problema, poate să mai stai așa, mai faci o pirietă, mă... Mă, doamna bucică, mâncați ești bucica! Stop! Ia, dracu, și tu. Dai drumul și tu de aici, hai! Dar cine are trei de daci, că mă împingea mai tare! Cine are trei de daci, că la cacichicea! Deci, aveți documentele? Da! Vreau să le văd! Ia să vedem! Nete, taia cu... că nu e... Așa. Pe afară de dragostea Matalii și respectul Matalii și privirea ta, Matalii, care este o pierbă, ce privire ai de șarpe cu clopoței. Așa, așa. Vrem și noi ceva. Și ce vor măriile voastre? Oricum vreau să mă răzbun pe ăștia. Hai zi. Matalia e afacerea de la București cu termopane. O mai am, da. O ai? Dar ți-am spus odată că da, treci la subiect, frate. Vrei actele? Nu le vreau. Dă-le mă o dată. Stai puțin, vrem și noi 10% din afacerea Matalii de la București, termopanii. Negocierile nu durează mult. Ionel știe că nu poate decât să aibă de câștigat de pe urma actelor. Bărbuleștilor nici prin cap nu le trece că teribilul lor secret tocmai a ajuns pe mâini răzbunătoare. Considerați responsabil pentru situația în care se află Ionel, cei trei n-ar trebui să se aștepte la milă din partea celui mai influent om din sat. Hai, Sandru! Păi ce să facem, mă, trebuie să o ducem lui Marițoia înapoi, lui Marița! Mi-a zis femeia să-i dau banca înapoi! Păi da? Da, putea să aștepte până mâine! Mă, mi-a zis, mă, Sandule, mi-e rușine, mă, tu știi cum e aici, nu vreau să ne facem de râs, că și așa. Hai, Sandule, s-o duce! Aoi! Băiul și pe mamaron! Doamne, maica! Pune calul pe ei! Pune calul pe ei! Ce aveți, mă? Au, au, ce? Ce se întâmplă aici? Dați că vedeți voi! Hai, toată lumea frumos! Doamne! Doamne, ce e aici, fraților? Dochiano! Țin de la început să spun? E răscoala de la 1907, maică? De la flămânzi! Aolo! Știm și noi istoric! Da, mânca, da, are dreptate! Da? Da! Dochiano, a venit momentul răfuieli! Ce-ai cu scrână? Ce mi-ai s-a întâmplat? Mi-ai distrus familia, mi-ai călugărit copilul, îi pleca de acasă, îi vai de mama lui, fapt pentru care astăzi ne vom răfui. A venit ziua plății. Nu se poate. Ba da, oameni buni. Totuși, mă nebună.
Ascultați-mă bine ce vă spun. Acești indivizi aici de față, supranumiți oameni, nu se poate. Sunt niște hoți ordinari nenorociți. Au falsificat actele în primărie. Nu e adevărat! Pretizând că acest teren este al lor. Exact. Așa e! Așa e! Așa e! Așa e! Așa e! Trebuia să-l trec pe numele meu! Fapt pentru care am rugămintea la voi, dragi compsăteni, în numele fiului meu, viitorul vostru, al satului vostru, care a fost nenorocit de acest nenorocit. Așa e. Să-i evacuăm. Este un abuz! Yeah! Ce abuz! Ce abuz! Vă rog, ușor, gata, ușor. Vă rog să mă ajutați să scăpăm acest sat de acești nenorociți, hoți și ordinari. Nu se poate! Să-i dăm afară din casă! Să-i dăm afară din sat! Să-i dăm afară din lumea asta! Să-i dăm... Iar tu nu mai face teatru, iar tu jitie mică, vină la mine. Tu jitie mică și perversă și nenorocită, pentru că n-ai avut milă de copilul meu, de Mugurel, și pentru că datorită faptului că din vina ta și deoarece tu ești o nenorocită, s-a dus în pădure, vei suporta consecințele. Vei îndura foamea, frigul și umilința. Scurt și cuprinzător. Uite ce faci! Uite aici aruncăm! Gata! Hai, băieți! Bravo! Afară cu voi! Acum, afară! Dă-i înapoi! Aceste fiind spuse... Ionele, că vine calul pe noi, Ionele! La revedere! Vreau să bem în seara asta. Vreau în cinstea regăsirii noastre să fim cum n-am fost niciodată. Să fim fericiți și să ne iubim până la adânci bătrâneți de acum încolo. Să uităm de toate relele. Asta chiar merge așa la... Mi s-a dus în picioare. E bun pentru circulație, cred că, da. Nașă, dragă Nașă, te rog, nu ne lăsa, nu ne părăsi. Primește-ne câteva zile. Păi ce ai făcut? Am râs tare. Am fost dați afară din casa abuziv. O travă! Mi-ai dat o travă să beau? Doar am cumpărat niște... M-am amețit de tot! O travă pentru șoricii, atâta tot. În timp ce bărbuleștii iau calea pribegiei până acolo unde îi va duce Nea Costache cu faimoasa lui căruță, Ionel ține să-și sărbătorească triumful. Nu îi ia prea mult ca să organizeze o petrecere de pomină. Bea! Aoleu!
întors acasă ca atras de o forță invizibilă, Tavi așteaptă fascinat și temător în același timp ca soția lui să-i dezvăluie ce a învățat la București. Mă surprinzi. În familia Covaciu domnește o armonie cu parfum de aventură. Atâtea de multe lucruri ai schimbat în ultimul timp, parcă ești altă femeie. Păi așa ar putea fi toată viața noastră, iubitule. Hai, vreau să uităm toate gândurile rele. Da, nici nu se mai pune problemă. Care alte femei? Dar ce? Mă știi tu pe mine cu alte femei? Dar de ce mi-ar trebui alte femei? Când tu ești cu totul alta, mai multe femei la un loc. Atât de misterioasă. Aproape că îmi vine să facem sex chiar acum. E, da, ești tu prea drăguț astăzi, cred. Când ne apucăm de treabă? Da, și vinul ăsta, de unde l-ai adus? Haide, vrei să bei cu paharul meu? Bine, de unde? Nu, hai, lasă. În puțin. E bun niște vin, că trebuie la instalație. Vreau să văd cât bei. Vreau să bem în seara asta. Vreau în cinstea regăsirii noastre să fim cum n-am fost niciodată. Să fim fericiți și să ne iubim până la adânci bătrânești de acum încolo, să uităm de toate relele. Asta hai, chiar merge așa la... Mi s-a dus în picioare, e bun pentru circulație, cred că, da? De unde? Vin de buturugă ăsta, de unde l-ai luat? Cum adică? Nu-ți place? Îmi place, dar nu știu, mă simt așa... Parcă m-a luat așa un val de... Păi asta e și ideea, să ne ia capul așa pe amândoi. Hai să mai bem o bără. Stai să mănânc puțin, că nu știu... Am așa un val de căldură, așa, nu știu, de la vinul ăsta... Parcă mi-e un pic greu. Haide, mai, haide. Dă noroc cu mine, că vreau să mă amețesc puțin. Eu m-am amețit deja, nu știu, dintr-un pahar. E criminal ce vine asta. E bun, nu? Parcă e prea bun. Să fie oare de la emoții, să fie de la vinul consumat, numai Tavi știe sau va afla imediat. Simt așa că nu mai am aer, bă, să știi. Nevastă, da, Tavi? Nu mai am aer, să știi ceva se întâmplă cu mine. Liniștește-te. Cum să mă liniștesc dacă mi-e rău? Asta e o travă care circulă prin tot corpul tău, nenorocitul. O travă? Mi-ai dat o travă să beau? Eu? Mi-ai dat o travă, mă? Eu? Doar am cumpărat un șoricel. Mă mențit de tot. O travă pentru șoricei, atâta tot. Mi-e rău. Mi-e rău tare. Chiar nu mai pot. Chiar credeai că o să te iert pentru tot ce mi-ai făcut tu? M-am otrăvit! Tu credeai că o să trec cu vederea? Norocită! Norocită, tu credeai că o să trec cu vederea? Mă ia, ți-am pus poate! Nu mai văd bine! M-ai făcut de râs în tot satul! Ți-ai bătut joc în ultimul hal! Nu mai văd! Mi-ai mâncat și banii, nenorocitule! Dar las, stai liniștit că o să-ți revii! Nu e nici măcar apă! Poți să bei, dacă vrei! Trebuie la toaletă! Dați-mi apă! Dați-mi apă să mă ajute cineva! Nu mă lăsa să mor! Bestie! Să mă ajute cineva! Nu o să te ajute nimeni de la tine! Animal cu chip de om, ce ești, mă? Pentru ce mă omori? Să te duci la pușcărie! Nenorocită, poliția! Poliția, nu să mă duc la nicio pușcărie! Ce pușcărie visezi? Cu o trapătă! Păi am cumpărat-o de la Leonarda, dragă. Am zis că am nevoie ca un șobolan în casă și... ai băut-o tu din greșeală. Bărbuleștii nu s-au îndurat să părăsească satul natal. După ce au cerut găzduire pe la cunoștințe și au fost refuzați, a venit rândul nașilor să fie rugați să-i adăpostească pe exilați. Aoleu, nu mai pot. Nu mai pot. Anabela! 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 Hai, pa, mai merge, hai, să mai merge nițel, poate. Ia uite-o ea. Ce s-a întâmplat, domnule? Ce faci, Dochianu? Ce să fac, nașă, dragă nașă? Te rog, nu ne lăsa, nu ne părăsi. Primește-ne câteva zile. Păi ce ai făcut? Am râs tare. Am fost dați afară din casa abuziv. Nu știu ce să zic, Dochianu. Nu știu ce să vă zic. Tocmai acum ce aveam o discuție foarte importantă cu Tavi. Și m-ați luat așa pe nepregătite. Da, știți ceva, dacă vreți, vă puteți întoarce peste jumătate de oră, o oră, așa, și termin și... Nu ne părăsi, nașă. Măcar tu ești singura noastră, unica noastră rudă. Ajutor! Aoleu! Doamă, o trăvit! Ce are, Aoleu? Doar mi-a dat să mor. Mi-a dat șoricioaica. Aoleu! Ajutor!
Ce rău ăsta? Mi-a dat bestia două dragă să mă omoare! Doamne, cât e da să trăiesc, Dumnezeule! Ia stai așa! Dă-i, dragă, ceva! Leonardo! Așa! Ia ridică-te, mă! Ia ridică-te, mă! Ia și pe asta aici! Ridică-te, mă, de aici! Iar o travă, nu mai vreau o travă, mă, moare și tot adu-o! Stai, stai, postule, vino cu asta pe ea, să ridică-te! Leonardo, să moară, că mă dăi! Lăsă-te, mă, mă! Stai aici și pe acolo, uita-te, mă, lua asta și orice ai pe taia de șoare! Așa, mă! S-a făcut cozonat special, bă, vreau de cop, bă, prostule, ia și bea! Bă, prostule, păi, dai, dădeam eu de-aia, i-am dat niște praf de cop, dar la special, bă, să-ți facă cozonat, bă, prostule, ce? Ia, mă, nenorocitule, fii atent, că data viitoare o să te omor dacă mai faci, o să te omor pe bună, o să te omor, zi, mă, mai faci? Nu mai vreau femeie! Mă, mai înșel, bă, nenorocitule! Nu mai vreau femeie, gata, te glamor, bă, nu-l crede. Gata, nu mai vreau femeie. Mai târziu, sărind peste formalități, Dochiana îl scoate din casă pe primar și îl aduce la naș. Problema e urgentă și e nevoie de o autoritate pentru a fi rezolvată. Haide că e grea, grea de tot situația noastră. Haide, domn primar. Ce e așa de greu? Domn primar, vă rog frumos, nu ne părăsiți în situația asta grea în care suntem. Dragă, nu vă părăsesc, dar ce vreți voi? Domnul primar, am rămas fără casă. Am fost dați afară abuziv. Așa. Fetița, uite și ea aici cu noi și uite soțul. Suntem atât de supărați. Dați-ne și nouă locuință acolo, amărât, orice. Nu am nicio casă. Te rog să mă crezi. Suntem într-o situație foarte grea în comună. N-avem drumuri, drumurile sunt desfundate. Sunt atâtea case fără electricitate. Îmi pare foarte rău. Nu pot să vă ajut. Nu pot. Foarte rău îmi pare. Nu știu, vă descurcați cum vreți, cum puteți, eu știu, stați pe la rude, pe la părinți, pe unde vreți. N-avem. N-avem, am fost dat afară. Și eu de unde să vă dau case? E un sat sărac. V-am spus, în case fără curent electric. Drumurile sunt vai de mama lor, am atâtea probleme pe cap. Îmi pare foarte rău. Suntem vai de capul nostru, înghețați, amărâți bărbatii mei, e bolnav, îl știți. E adevărat, dragă. Ceva, orice. O, dar vă ce faceți, bă, sinistraților? Când ați plecat din sat, ți-ai dă curasa voastră. Te fiți. Bă, primare, dar tu ce faci? Ai venit să-ți ajut votanță? Nu. Nu, n-am cum să-i ajut. Primare, nu e cinstit. Ascultă-mă ce spun. Știai că doamna Dochiana, easy don't face, cum ar zice rusul, că tu știi că ai fost în Rusia, așa? A sustras un teren din sat. Și zice că ea ei? Dragă, casa e moștenire de la străbunicul ei. Îmi pare foarte rău. Așa, dar terenul? E, ăsta nu știu, mă duc la primărie și o să verific. Nu pot să cred. Cine acolo? Și acolo? Om rău? Om bun? Ce este? Un gurel, tu ești? Anda, tu ești sau am auzit din cauza singurătății? Mata, mergi, hai, mergi și verifici. Eu mă duc și verific. Așa, bine. Așa. Așa, mai bine. Și să vii repede și cu miliția și cu armata. Lasă-mi ușor pe asta. Dirigentul pe mine cum să... Așa, domn primar. Așa, bravo, la revedere, domn primar, să trăiți o mii de ani. Și voi, Sacu și la Buruian, Valea și la Prășit. Hai, răpijor, stați-i pe drumul, vă mă uitați așa la mine. Dar vreau să-l rog pe ăsta micu să vă dea aici. Hai, hai, băi, ia. Singurul loc din care bărbuleștii nu pot fi alungați este pădurea de lângă sat. Doar că, după cum bine știm, aceasta este acum teritoriul unui călugăr luptător. În ce hal am putut să ajungem, Doamne? Nu pot să cred. Cine acolo? Și acolo, om rău, om bun? Ce este? Un gurel, tu ești? Anda, tu ești sau am auzit din cauza singurătății? Anda! Sandule, mă curăț! Doamne, săracul băiat! Doamne!
El e, mă. El e, mă, clar, mama. Hai, poftiți, poftiți. Ah, poftiți. Bine, mămică. Da, uite, mă, unde te-am găsit, mă. Hai, poftiți. Ce bine că te-am găsit. Luați loc, dar îmi pare atât de rău că n-am cu ce să vă servez și eu, că eu mai mănânc așa după aici, ce apuc, rădăcini, de-astea, muguri, că tot mă cheamă Mugurel. Da? Las. Dacă tot te cheamă Mugurel. Las că avem noi ceva de mâncare. Da. Femeie, întinde masa, hai, te rog. Hai să întindem masa. Hai. Hai. Doamne, bine că am găsit băiatul. Hai că te ajut, te ajut, te ajut. Hai, mâncalar, mama, să-l mănânci. Nu aici, nu aici, nu mai. La mine ce, mămică, în căsuța mea. Dragă, dar într-o casă omului, mâncăm afară. Da. Vezi că e frig. Oh, ce frig. Aolo. E, da? Ia uite. Hai, poftiți, poftiți. Mamă, lasă. Bine că l-am găsit. Mai nu, nu, nu vă speriați că... Nu, nu, nu. Asta e izvorul. Hai să întindem masa. Hai să facem foc. Doamne! Viața în sânul naturii are avantajele și mai ales dezavantajele ei. După câteva zile sătui de traiul în sălbăticie, bărbuleștii mai fac o ultimă încercare în sat. De data asta sunt însoțiți de Mugurel. Oh, Mugurel, dragul tata! Mugurel, dragul tata, ce bine că te văd! Oh, Mugurel, ce faci, Mugurel? Nu ți-a fost ție dor de tanti Lucia? De mămicul tău, de-o și-o pup. Mă, dar ești cam palid la față. De ce ești, mă, copil așa de palid? Ai făcut și tu flotările? 50 pe zi, 20 de genoflexiuni acolo? Da. Să vezi ce rămânea Mugurel în pădure dacă nu eram eu. Da, mă, da. Rămâne Mugurel dacă nu erai tu. Da, din cauza ta s-a dus Mugurel la pădure. Ziua, bună ziua, ia uite-mi și domn primar. Eu știam că să vă găsesc aici. Aha. Trăiești, domn primar, da? Și dumneavoastră. Dragii mei, am venit să repar o nedreptate. Foarte bine. Ia zi, ai luat și miliția, armata, să iei hoții ăștia de aici? Miliția nu m-a luat la mișto. Nu, da, te întreb doar. Terenul a aparținut bunicului doamnei Dochean. Îmi pare foarte rău. Așa. A fost luat de comuniști. Da, știm, cu securitatea, cu tăblele, exact, cu bătaia, exact, cu... Exact. Am înțeles, trebuie să-l căsăpească, trebuie să-l căsăpească complet. Așa, e, acum, conform noi legea retrocedării, casa și terenul îi aparține familiei Bărbulescu, doamnei Dochiana și domnului. Toți stăpânii sănătoși. În cele din urmă, Anda a divorțat de Mugurel, sau mai bine zis, el de ea, fiindcă un călugăr care se respectă nu poate fi căsătorit. În timp ce fosta mireasă și-a jurat că nu va mai avea de-a face cel puțin pentru o perioadă cu bărbații, Tavi și Anabela s-au împăcat și vor să înceapă o viață nouă în Italia. În episodul următor veți afla despre planurile Luciei de a face satul cunoscut peste hotare și cum a dat norocul peste Bărbulești. Dar cel mai important, va reuși oare Anda să se țină departe de bărbați așa cum și-a promis? Eu vreau să vă dați mie pe Anda. Doamne! Eu nu o să mă întorc în casa asta până nu-ți dă pocăiți ca mine. Atunci o să mă întorc. Ia uite, nu vrei să vezi puțin și în partea asta? Da, uite ce mușculeț frumos am făcut. Aș vrea pune să văd. Pune puțin mâna, uite pe aici. Aș vrea să văd. Mă vă răzbuna pentru toate umilințele suferite din cauza ta. Supărarea mea cea mai mare e că bestia asta mică nu vrea să se căsătorească și ea să fie la casa ei cu un om ca lui. Iar ai început cu măritatul? Femeie, lasă-mă în pace, n-avea divorțat de prostul ăla de Mugurel. Dar mă gândeam că să... Eu știu să fac un sat olimpic, un sat de fitness, să-i învăț una alta, nu? Aolo, ce mă fac eu cu ăsta, că o să dau pe toți pe spate. Uulu. O să intru în casă. Și o să mă urechize și mă bagă și într-o cameră și mă închide acolo. Eram toată ziua pe tractor, dum, 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 dum. Uite, așa făceam. Așa? Uite, îți mai arăt o dată. Dum, 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 dum. Așa? Și uite, așa niște mușchi frumoși aveam. Ia uite.
Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până ce o să ne dai girlanda noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până ce nu îndrăgăm girlanda noastră. Ok, aici te uiți la mine și da. Te lași în jos. Ia. Nu, nu, nu! Te lași în jos, întinde mâinile. Aha, întinde aha. Mâinile. Da. Așa, uite așa. Așa. Și te lași în jos. Așa. Așa. Și sus. Aha. Și iară jos. Am priceput, da. E sus. Gimnastică de coapse. Priceput, da? Da. Părințele! Poți! Poți! Poți? Poți?